Da. What's the difference between the kind of work paid before and the one applied now? În primul rând, diferențe de la pământ first of all, la cer. We talk about huge differences. Au fost posibile și le-ați văzut cu toții an de an în activitatea companiei noastre. You can see these kind of differences yearly in the activities of our company. Dacă luăm sectorul de epurare, if we refer to wastewater treatment, vreau să vă țineți aminte că acum 10 ani, I would like you to remember then that 10 years ago, Constanța Nord era Constanța Nord, obiată stație de pompare. Was a poor pumping station. Să vă faceți aminte că Eforie Sud nu exista. And please remember that we had no Eforie South plant. Și la fel se prezentau toate cele and a similar alte stații de epurare care existau. All the other treatment plants existing at that moment. Astăzi sunt 15 stații de epurare extrem de moderne. Now we have 15 extremely modern wastewater treatment plants. Dacă vreți, fiecare este unicat. Each of them being unique. Din punct de vedere al tehnologiei folosite. In terms of used technology. Ați văzut cu ochii dumneavoastră. You could see with your own eyes. O a cincea etapă de tratare, cea cu ultraviolet. The fifth treatment stage, the UV treatment. Asta este o minune care am văzut-o cu ochii noștri. This is a miracle we could witness. Cu această detecție a pierderilor, probabil că vă... Cu această detecție a pierderilor, referring se făcea... To loss detection, ne străduiam. We were doing our best. Există echipamente așa de genul sonarului. We had different kind of equipment. Care se foloseau noaptea. Using by night. Noaptea că doarme lumea și nu circulă mașinile when și... Slept nu erau interferențe cu zgomotele făcute de alți, so that no noise alți producători de zgomote. Și ne chinuiam să ascultăm apa, pe unde susură și cum se scurge din... Dacă e vreo avarie. Ce să vă spun? Dacă dezvolt acest subiect, suntem undeva în Evul Mediu și așa cum România a trecut din feudalism direct în capitalism, în socialism. Am revenit. Și suntem în capitalism. Așa trecem de la Evul Mediu, trecem la secolul 21. We go from the Middle Age to 21st century. În sensul că vom ști în câteva ore că a apărut o pierdere de apă. In a couple of hours that we have a water loss. Și putem să luăm măsuri, să nu mai lăsăm să stea acolo ani și ani de zile. Take all measures for it not to remain there for years. Ia însă să fie pagubă. And itself being a damage, să producă avarii importante în sistem și asupra tramelor stradale. Cred că sunteți de acord cu mine că e prioritatea priorităților. Și vă spun, deci aveam echipamente de detecție sonare, care aveau, sincer, așa, un randament de 3%. Și când apărea apa și se scurgea asfaltul și se sărea în sus geyserul, aflam cu toții că avem o avarie. Asta era posibilitatea tehnică în România. Nu era indolența celor de la Raja. O fi rău că începem o colaborare cu asemenea companie de top. That we start such a collaboration with the company. Și spune stop, gata, ajunge cu pierdere de apă. Say that we should stop water loss. Nu cred că e rău. I don't think this is a bad thing. Se poate evalua ce pagubă aveți înainte. Can we assess the failures before and what are we going to do with the? Noi am măsurat apa tot timpul. We continuously measured the water. Știm câtă apă introducem în sistem. We are aware of the inlet water. Știm câtă apă facturăm. We are aware of the invoice water. Populația este facturată corect. Population pe baza contorului care este la intrarea în imobil. The meter is located at the entrance. La fel agenții economici, la fel instituțiile publice. And this applies in case of economic agents and public institutions. Pierderea de apă era pe conductă de la water loss. De la sursă până la beneficiar. From its source to its beneficiary. Repet, nu era suportată financiar de utilizator. I repeat that the user did not financially support it. Când am preluat managementul acestei companii, when taking over the management of this company, vă spun cu toată seriozitatea, and I tell you seriously, eram pe 65-70% pierdere. We had
65-70% loss. Am coborât sub 30%, e performanță now, în România. The percentage is below 30%. Dar de aici înainte, fără, fără tehnologie, but from this moment on, without having technologies, nu mai este posibil. It won't be possible. Poftiți? Vom scădea la 10%. And they will decrease, decrease to 10%. Dacă scădem la 10% ca în Israel, and if we are going to make a decrease to 10% similar to Israel, ca în Olanda, or the Netherlands, ca în Franța, e bine, France, nu? This would be a good thing. Nu există sistem fără pierdere, pentru că pe aceste sisteme sunt presiuni enorme. Sistemele de pompare creează, din punct de vedere, creează presiuni enorme în conducte. Noi nu ne-am permis până la aceste investiții preaderare și postaderare. Nu ne-am permis investiții mari. We did not afford for large investment. Și numărul de ani care l-au aceste sisteme de apă și canalizare, the age of this water supply and sewage systems, din păcate favorizează apariția avariilor. Is in favor of failures. Vă aduc aminte că o conductă de oțel, I should remind you that a steel pipe, conform standardelor, trebuie să stea 20 de ani în pământ și voluntar înlocuită. The standards has a lifetime of only 20 years. Noi nu le înlocuim nici pe cele care au 40 de ani. We cannot replace even the ones that have 40 years. Și atunci, cu atât mai important este ca aceste pierderi de apă să fie sesizate imediat. To be observed immediately. Am ales, de exemplu, această companie Utilis este unicat pe plan mondial. Ca în multe domenii, este unicat. În ceea ce privește managementul unei companii de apă, compania Agihon este profesor pentru multe companii de pe multe continente. For many companies, din țări cu civilizație, cu experiență. Even if we talk about experience, cu atât mai mult pentru noi. Și atunci ne-am ales și noi un profesor, competent, mai ales în condițiile în care, vă spun, nu ne costă decât cheltuiala de deplasare și de cazare de masă. Și ne ducem și ne pregătim specialiști o săptămână de zile și venim deștepți și facem serviciu de calitate în România. And then come back and perform quality services here in Romania. Există companii românești care implementează other Romanian companies implementing this kind of solutions? Suntem primi. No, we are the first ones. Dar după cum nu v-am pus în mape, să știți că astăzi au fost un număr de 14 mari prezente la acest schimb de experiență. Sunt prezente 14 companii de apă importante din România. 14 important water companies in Romania. Timișoara, Brașov, Iași, Galați, Craiova, vestul țării, 14 companii mari la nivel de conducere de companii. In terms of their management. În fața cărora companiile din Israel prezintă soluțiile lor. In front of them, the Israeli companies provide their solutions. Și bineînțeles că fiecare are liberul arbitru dacă continuă cu ventuza să asculte conducta sau vrea să facă performanță tehnică. They would like to